În primul rând, am venit să ne închinăm Domnului. Amin? Împreună cu frații. Tu închinat poți să te închini și acasă cât vrei. Te sui în pod, te duci în beș, te închini cum vrei tu. Dar trebuie și cu frații. De atâta nu există. Dar nu e neapărat să te duci la biserică. E neapărat să mergi la biserică. Amin? Pentru că eu trebuie să mă închin și singur, dar și cu frații. De exemplu, dacă cineva e bolnav, poți să te rogi și singur, dar scrie că dacă doi sau trei se roagă împreună. Așa că e importantă părtășia frățească. Dacă vreodată cineva îți spune cu o voce mai curâvnă și cu curaj, dar nu-i neapărat să te duci la biserică. Tu tot zâmbești și tot cu curaj spune, e neapărat să mergi la biserică cu frață. E neapărat. Frați și surori, tema de astăzi se numește Fratele Neînsemnat. Fratele Neînsemnat. Hai să deschidem deodată, la Psalmul 133 cu versetul 1. Psalmul 133 cu 1. Iată. Stați un pic. Eu vă întreb, dar voi îmi răspundeți cu versetul de aici. Tare strigați. Da, dar tu știi câți frați sunt falși. Răspunde tare. Da, dar ei atât de tare greșesc. Tu nu știi ce se întâmplă cu ușile închise când el e la el acasă. Tare. Iată. Ei, dacă te-ai întâlnit cu nevasta lui și ți-ar spune. Hai acum să citim o dată, dar tare, tare. Două, trei. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască. De ce? O întrebare. De ce e plăcut să locuiască împreună? Că-i dulce. O răspuns cu versetul. Măi, asta e tare. Că-i dulce. De ce e plăcut să locuiască frați împreună? Iisus stă în mijlocul lor. Unul vine cu o cântare, unul cu un psalm, așa cum e scris, altceva? De ce e bine, frate, să fii împreună? Tu știi că tu când te uiți în oglindă, tu te vezi frumos. Și tu, ai observat cum tu îți faci vreodată complimente, tu ție singur. Cine vreodată și-a spus singur lui că e frumos? O întrebare. Uite-l, de asta te-ai barba făcut. Ascultă, cine vreodată chiar și-a spus singur lui, te-ai uitat în oglindă și ți-ai spus ție, dar nu cu cuvinte, mai nu ești slut tu, sau nu ești tu urâtă, știi, te uiți, te întorci, da, toți sau asta, toți, este unul care n-a avut așa ceva. Nu mă încearc și ridică mâna, îți vezi și mustrarii. Marcel nu a avut așa ceva. Ascultă, tu ești tare, tu ești ca un apostol când te uiți în oglindă și tu te vezi tare și când te-ai întâlnit cu frații împreună, frații ți-o zis, fii atent că la tine cămașa iese din pantaloni. Tu asta în oglindă n-ai văzut. Asta tu asta poți vezi numai dacă te întâlnești cu frații și cu surorile împreună. E adevărat sau nu? Știți de ce oamenii nu prea vor să trăiască, să locuiască cu frații împreună? Pentru că lor nu le place să le se spună că cămașa e scoasă din pantaloni. De ce o femeie zice, dar mie nu mai place la biserică, nu mai merge, mă duc. Pentru că surorile i-au spus ei că tu arăți ca o desfrânată. E urât să fii așa ca tine. Ascultă, trebuie să te schimbi. Ce, mai bine stau la mine în pod. Stai la tine în pod, dar tu n-ai să fii cu frații împreună. Tu n-ai locuința aia împreună cu frații. Frații când sunt împreună, ei știi cum? Uite, eu personal la mine nu văd niciun păduchi în cap. Dar când mă întâlnesc cu Adi Lupi, el poate să-mi zică Dumitru lângă ureche, la tine, stau trei, știi? Dar îmi spune cu dragoste, hai să cumpărăm dust, știi?
hai să dăm cu soluții, Dumitru, putem. Măi, dar asta se întâmplă numai când frații sunt împreună. Noi toți, la biserică, arătăm minunat. Amin? Dacă mergem acasă și încuiem ușa. Și când copiii nu văd, ascultă. Bun, totuși noi când suntem împreună la biserică și e minunat și e frumos, ne întâlnim cu frații, dați-mi voie să vă spun câteva propoziții care sună între familii când se întâlnesc. De exemplu, eu mă întâlnesc cu soția mea, cu Romica și cu soția lui. Un exemplu, să dau un exemplu. Cum sunteți? Și Romica o să zică, bine, slăvit să fie Domn. Dar soră tu și soră o să zică, aveți o familie minunată. Sigur, sigur. Sigur, dar undeva acolo, sigur. Bun. Asta se întâmplă, convorbirile astea se întâmplă numai la biserică, în fața bisericii. Dar dacă tu încerci să te duci la cineva dintre frații acasă, să stați două ore la o masă, sora poate să deschidă un pic gurița sau frate, zică, dar la noi este o problemuță mică, mică, mică. Și încerci ușor să o discuți, să o discuți, când te uiți la ei în casă, e mare problemă. Ce? Hai să citim toți odată. Două, trei. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Fraților, invitați-mă la voi în ospiție. și invitați-vă unii pe alții în ospiție. Asta e minunat. Uitați-vă, sunt frați pe aici, nu-i spun pe nume. Ei sunt apostoli până intră la noi în casă. Și eu tot așa. Arăta apostol până intră la cineva în casă. Și stăm două ore la masă și vorbim și după aia familia înțelege că Dumitru are și el probleme și Dumitru înțelege că și ei au probleme. Aha, ce plăcut e să locuiască frații împreună. Vreau să-ți dau un sfat. Auzi, nu fugi de frați. Chiar dacă te săpunește, nu știu cât de tare, nu fugi de el. Nu, numai fii atent, după ce ai săpunit, clătește-l, nu-l lăsa săpunit așa. Mai și clătește-l, nu trebuie așa, da? E plăcut să locuiască frații împreună. Bun, ce se întâmplă atunci când frații știu tot unul despre altul? Auzi, ascultă atent. Știu tot. Eu știu la Slavii Grigoriev în familie și cu soția lui. Nu zic secretele, nu zic. Eu știu un pic care ar fi minusurile, care sunt plusurile. Și el știe despre mine. Catar eu n-am, dar el știe. Ok. Și ei știu despre noi, noi știm despre ei. Și că noi deja, pentru că știm unul despre altul, așa ne-am lipit unul de altul, așa deja ne-am împrietenit, încât nouă deja ne-e greu unul fără altul. Fraților, și odată ce eu m-am împrietenit cu el și am mai mulți frați, așa, și suntem mulți frați, suntem familii, dau exemplu, eu deja am oameni pe care pot să mă bazez și oamenii mă au pe mine om de bază care pot să bazeze pe mine. Și noi așa trăim cu frații și e plăcut, plăcut, plăcut. Cum credeți apostolii în 3 ani jumate s-au cunoscut unul pe celălalt? Vreau să-ți dau un sfat. Ține minte, tu nu poți să-l simți pe fratele tău de lângă tine până nu mâncați 3 kg de sare împreună. Ascultă, aleluia, amin, asta e nimic. Tu trebuie să mănânci cu fratele un sac de sare împreună, la amar, la dureros, la greu. Și după ce ai mâncat un sac, poți să-i spui, frate, pentru că el deja a mâncat cu tine sare. Cine fuge să mănânci cu tine sare împreună, fugi și tu, pentru că acolo nu-i frățietate. Bun, hai să deschidem împreună la Matei, capitolul 23, cu versetul 8. Matei 23 cu 8. Voi să nu vă numiți frate, dintre unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Amin? Tu știi ce înseamnă frate. Mai, fraților, cum credeți voi că s-au simțit apostolii când Iisus le spune, voi sunteți frații mei?
Ascultă, nu le-a spus și la alții, le-a spus, voi sunteți frații mei. Apostolii erau niște frați însemnați? Bun, n-au fost însemnați, după ce Iisus i-a ales, ei au devenit însemnați? Pietru, măi, despre Pietru sunt atâtea sculpturi azi pe pământ. Pavel, înțelegi? Ei au devenit frați însemnați, prin Pavel s-a pocăit o bucată de Europa. Prin Pietru s-a pocăit o bucată de Roma, din Israel foarte mulți evrei. Ăștia au fost oameni tari, oameni însemnați, au devenit însemnați. Și Hristos le spune lor, eu nu spun oricui, frate, eu vouă, pe voi vă numesc frați. Vreau să vă dau o întrebare, le era lor plăcut împreună? Tu îți dai seama, veneau mulți, spuneau aleluia, amin, dar când venea Pietru și se întâlnea cu Pavel, pace Pavel, păi gata, acolo se simțea. Aduceți-vă aminte între noi, când noi ne întâlnim, cum noi simțim? Nu ca și apostole, măi, fratele, măi, ce-i bine, fratele. Dacă poate fi vreodată vreo lucrare a Domnului, asta numai prin fratele, sau numai prin sora, sora mea, fratele meu, și noi ne formăm împreună ca o familie, asta e bine, și noi ne credem frați, și asta e bine, noi suntem frați, și ca frați, uniți, strânși, mâncăm împreună, haine ne dăm unul la altul, ne ajutăm, frați, mâncăm pâine unul la altul, dormim în casele unii altora, suntem frați, măi. Și ce se întâmplă când vine cineva care tot e frate adevărat, dar noi nu-l cunoaștem? Ce spunem noi? Prima ce se întâmplă, știi ce se întâmplă la om? Eu vă spun și dacă voi vreți să mă contraziceți. Vine deodată un duh de împotrivire care încearcă să-i caute lui frate o greșeală. Nu la toți, la mine vine câteodată. E că vine fratele și poate el e credincios ca mine, poate e mai tare ca mine cu mult. Deodată vine în mine, dacă fratele și-a zis un verset din Biblie, eu trebuie să vin să-l contrazic și să zic, da, Filipeni și Coloseni. Adică numai că să-l contrazic, să-l dau la o parte. Pentru că fratele ăla e neînsemnat pentru mine, ca tare pentru mine însemnat sunteți voi, eu pe voi vă cunosc, știm de ce duc sunteți călăuziți. Dar pe el încă nu-l știu. De atâta vine la mine, vine asta judecată. Trebuie să fii atent, când vine un om străin, dar el zice că e credincios, eu știu, arată credincios, nu-l judeca deodată. Tu pur și simplu nu-l contrazici deodată. Îmbrățișează-l întâi, cine n-ar fi el? Hai să deschidem, așa, Matei, capitolul 5, versetul 46 și 47. Dacă și dacă mai cât e de frumos și adevărat. E adevărat? Dacă eu îl îmbrățișez pe Ilie, îl îmbrățișez pe Florin, îmbrățișez pe frați care îi iubesc, îmbrățișez frați care ei mă iubesc, știți cum babile spun la colț de drum? Mare lucru ai mai făcut tu. Apoi ca să știi, când tu ai îmbrățișat un frate, mare lucru ai făcut tu. E bine să ne îmbrățișăm, fraților, e bine sau nu? Dar să știi un lucru, mare lucru ai făcut că ai îmbrățișat un frate. Când tu te îmbrățișezi cu un frate și nu îi îmbrățișezi pe străini, atunci e bine să vii vreo trei băbuțe pe lângă tine și să zică, mare lucru ai făcut. Pentru că, într-adevăr, mare lucru n-ai făcut. Lucru mare faci atunci, spune Iisus, când îi îmbrățișezi pe cei mai neînsemnați. Lui curge din gură, are patru măseli stricate, pute, miroase, urât din gura lui. Din urechile lui iese ca din pădure. El arată cu fața strâmbă. Ascultă, dacă tu îi dai o îmbrățișare, vin băbuțele alea trei
Și zic, aia că asta e mare lucru. Da, aia la altă nu e mare lucru că îi îmbrățișa pe frați. Dacă pe cineva neînsemnat dacă îl îmbrățișez. Asta e mare. Vreau să-ți dau așa un sfat, o idee. Ține minte, când dai de un om de care ți este greață, ăla trebuie să fie primul pe care tu îl îmbrățișezi. Pentru că nu știi ce apostol doarme acolo în el, ce apostol se trezește mâine din el. Amin? E adevărat sau nu? Hai să... Matei 25, la versetul 31 la 40. Matei, capitolul 25, la 31 la 40. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice... Știm toți odată de la adevărat. Două, trei, tare! Adevărat! Adevărat! Nu, încă o dată, tare! Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Hai să citim de trei ori tare neînsemnați frații ai mei. Două, trei, tare! Neînsemnați frați ai mei! Încă o dată, tare! Neînsemnați, frați ai mei. Vreau să trage atenția la cuvântul neînsemnat. Știți atent. Citești tare, două, trei. Neînsemnați, frați ai mei. Care din voi are frați neînsemnați? Și care-s frații neînsemnați? Eu vă spun despre mine deodată. Eu, Dumitru Budac, între voi sunt însemnat. Eu nu sunt neînsemnat. Și printre noi mai sunt frați însemnați. Însemnați, zic, în vedere, care sunt la vedere, îi văd toți. Care sunt neînsemnați? Știi cine e neînsemnatul? Neînsemnatul, de obicei, e omul care nu dai doi bani pe el. Dar el crede în Iisus. Da, el nu-i prezbiter, poate el nu-i diacon, el nu-i ceva, el e neînsemnat, el poate sta într-un colț și când îi pui o întrebare, el poate să bâlbâie, bâlbâl. Și parcă îți pare, vai și amar de capul tău, Iisus spune, fii atent, acești foarte neînsemnați frați ai mei, Doamne, dar noi care suntem însemnați, a cui sunteți? A cui suntem? Iisus spune, ai mei. Dar ăștia neînsemnați, Iisuse, mai tare mei. Pentru că dacă lor le faceți, mie mi-ați făcut. Asta poate fi un creștin, fraților. Vreau să vă spun adevărul cum e. Creștinii nu sunt toți înțelepți. Sunt creștini prostuți. Sunt sau nu? Bun, nu prostuți, hai zic, mai slabi la minte. Sunt sau nu? Ok, nu-s. Toți sunt. Mai sunt mai slăbuți la minte. Ei cresc, dar ei cresc greu. Eu câteodată, când văd câte un creștin care primește înțelepciunea cu viteza melcului, îmi vine să-l apuc de urechi și zic, băiete, ce cu tine? Dar zic, n-am să fac asta, să-l îmbrățișez. Pentru că el e cel mai neînsemnat frate al lui Iisus. Amin? Amin. El e neînsemnatul lui Iisus. De atâta frate,
Frate și soră, nu cumva vreodată să faci diferență între un frate însemnat și unul neînsemnat. Sau chiar și un om din lume, iubește-l ca pe un frate cel mai însemnat. Ok, hai să mergem mai departe. Apostolii se vedeau însemnați. Așa că ei mergeau. Ei se duceau prin Cezarea. Petru le spune, frați și surori, le vestea Evanghelia. Iisus spune așa. Pavel în Listra, în Iconia, oameni buni, întorceți-vă la Domnul. Ioan, voi trebuie să vă pocăiți, voi trebuie să vă întoarceți la Iisus. Bartolomeu, Matei, eu știu, toți, Matias, toți care erau, ei vesteau Evanghelia cu putere. Și într-o zi, toți frații însemnați s-au întâlnit cu cineva care era, spuneți voi, cum era? Neînsemnat. Totuși neînsemnat în fața oamenilor nu înseamnă neînsemnat înaintea Domnului. Ține minte asta. De atâta când ai vreodată vreo durere, Dumitru predică, tăță-l văd, uite, pe YouTube are, el e însemnat, dar eu, ce eu? Și gras, Dumitru tot are, și gras, și crăcănat, și am zis odată o vorbă și toți au crezut că sunt prostuți. Ce să fac eu? Ascultă, nu crede așa. Tu ești însemnat înaintea Domnului. Poate când e însemnat în fața fraților. Uneori, când n-au înțelepciune frați. Dar tu ești însemnat. Și apostolii odată fiind tare între ei, apostolii, Pietru, cum a fost în Ierusalim? Tare. Pavel, cum a fost? Tare. Și într-o zi apostolii s-au întâlnit cu cineva. Deschidem la Luca, capitolul 9, de la 46 până la 50. Apostolii noștri însemnați și tari, apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Ce căutau apostolii? Măi, eu când văd aici la apostoli că căutau cine e cel mai mare, deodată mi-a părut că erau români, măi. Ei căutau cine e bossul. Este asta în poporul în care noi trăim, că vor boss. Ai observat? Dacă nu-s boss la lucru, măcar acasă. Uite, la lucru te-ți mătură cu ei peste tot unde vor, dacă îmi vine acasă, el lui. Ok? Și apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei e cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el, și le-a zis, oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este cel mai mare. Totuși, apostolul Ioan a vrut să-l convingă pe Iisus. Și ascult ce spune fratele nostru însemnat. Fii atent, păzește-te, nu semăna cu apostolii în toate. Ia ce-i bun. Ioan a luat cuvântul și a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. El nu merge după noi. Măi, tu ce ești? Ortodox. Ei, hai că merge. Mergi după noi, da. Nu mergi? Tu nu ești bun. Dar tu ce? Eu sunt catolic. Tu nu mergi. Tu mergi? Tu nu mergi. El nu merge după noi. Frații, câteodată, asta e bine, noi ne deprindem să fim strânși uniți familie, dar să nu ne oprim la asta. Dumnezeu nu lucrează numai prin noi. Învățătorule, dă înapoi. Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Următorul verset. Nu-l opriți. I-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Recunoaștem că Dumnezeu își face lucrarea și prin alți oameni care nu merg după noi. Da sau nu? Poate Dumnezeu lucra prin faraon? Da sau nu? Poate Dumnezeu lucra printr-o curvă? Da sau nu? Cum o chema? Cine ține minte? Rahav.
care era străbunica lui Iisus. Poate Dumnezeu lucra prin oameni neînsemnați, oameni de jos, de tot, de tot, de tot. Fii atent, zici, pentru că nu-L opriți, pentru că El e pentru voi, El nu e împotriva voastră. Frate și soră, sunt sigur că aici între noi, mai, copiii sunt binecuvântați. Sunt sigur că aici între noi nu sunt doi oameni care gândesc 100% la fel. Dar eu știu că Dumnezeu lucrează și prin tine și lucrează și prin mine, chiar dacă noi avem unele păreri diferite. E adevărat sau nu? Mie mi-a plăcut odată un frate, nu-i zic numele, un frate a zis că el purta mustață totdeauna. Și a zis că s-a dus într-o adunare și a zis, dar nu se poate cu mustață, că acolo toți erau cu barbă. Dacă lași, dar mă lasă tot, măi, lasă tot. Măi. Așa nu mergem, nu, tu nu mergi după noi. Și el și-a lăsat toată barba. Și urma săptămâna viitoare spre Edici, în alt sat. Și acolo a zis, ce ai venit necurățat? Ești curăță, adică să se berberează. El s-a berberit și mustață și tot. Și a zis, frate, ții mai bine ți-ar sta cu mustață. Și el a zis, măi, iar la mustață am ajuns. Nu mai bine o lăsam deodată. Chiar dacă cineva n-are barbă ca la tine, dar el îl laudă pe Domnul Iisus, tu pur și simplu încurajează-l, iubește-l, dar dacă în ceva e greșit, el o să corecteze. Amin? Amin. Amin. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Cunoașteți voi când Iisus a mulțit pâinile. Toți apostolii au venit și au zis, ca niște oameni însemnați, au venit și au zis, Iisus, Iisus, lasă noroadele să meargă prin sate să-și cumpere mâncare. Iisus spune, dați-le voi mâncare. Totuși s-a găsit acolo un om neînsemnat, care avea la el niște pâini și pești. Știți cine era el? Nu era apostol. Nici diacon, nici presbiter, nimic. El era un copil neînsemnat. Era băietul Moș Gheorghe, care trăia în capătul satului și nu aveau niciodată bani. Și Iisus lucrează prin el, de atâta, niciodată nu disprețuim niciun om cât de neînsemnat n-ar fi, pentru că în el se poate trezi un Pavel. Amin? Amin. Aduceți-vă aminte înainte de a ne pocăi noi cât de neînsemnați eram noi. Dar cine era ascuns în noi? Tu abia azi ai aflat. Nu? De când te-ai întors la Domnul ai aflat. Aduceți-vă aminte când pe Iisus l-au luat să-L bată. Toți frații însemnați unde au fugit? Toți au fugit. Totuși era un om care avea numai 3 curci, 2 găini și un gânsac acasă, bolnav. Asta eu interpretez eu cum vreau eu. El mergea de urma lui Iisus. El era Simon din Cirene. Neînsemnat. Și ăștia zic, du crucea lui Iisus. Nici Petru n-a dus-o, nici Ioan. Simon din Cirene a luat-o și o ducea din urmă. Tu îți dai seama, cine era mai apostol ca apostole? Asta i-a dus crucea până la urmă, în timp ce restul a fugit. Unul trăda, altul. Fraților, la noi în Moldova este așa o zonă, în Basarabia, se numește Găgăuzia. Sunt sate de găgăuzi. Găgăuzi. Și pe mai multe sate acolo, mai multe biserici de credincioși, au bisericile păstori și pe păstori aia este mai mare un responsabil, l-au numit ei, îmi pare că episcop, nu știu, ceva, au avut el o denumire mai mare pe ei. Na. Și fratele ăsta era bătrân, peste 80 de ani. Și era în timpul Uniunii Sovietice. Și trebuia să vină să cerceteze bisericile, nu că să le cerceteze, dar să vină să vadă bisericile cum mai trăiesc, care e viața lor, care... și să le dea și un sfat. Acum fratele ăsta, zicem, episcop, a zis, hai că vin la voi cu trenul. Era iarna, noaptea au ajuns, vin cu trenul. A ajuns el acolo cu trenul, niște frați trebuiau să vină să-l întâlnească
la gară cu o mașină de aia rusească veche. Ăsta a venit, s-a dat jos din tren, s-a mai dat jos și alți oameni. Și frații noștri doi, care au venit să-l întâlnească pe episcop, se uitau. În timp ce moșul de 80 și ceva de ani, neînsemnat, cu căciul din aia pe o parte, cu mărsul bătrânesc, înțelegi? Eu s-a gândit la oricare care avea cravată, numai nu la moș. Și atunci moșul a văzut că nimeni nu-l întâlnește, a plecat, nu l-a luat, a văzut că nimeni nu-l întâlnește și moșul a luat-o pe jos, din oraș până în sate, iarna, noaptea, pe jos. Și că el mergea, o dat de satul lor și a bătut la o ușă. Și zice, bună ziua, eu mâine aici trebuie să merg la o biserică și aș avea nevoie de niște mâncare, dacă se poate. Și cineva i-a dat o bucată, o bătut pe la ușă. Cineva i-a dat o bucată de mămăligă uscată, alții i-a dat o bucățică de... Ce au oamenii de prisos? Și a doua zi, duminică, în adunare, el i-a cunoscut pe câțiva care el le-a bătut în ușă. Și el zice, pace vouă, eu sunt omul care trebuia să vin la voi. Șoferii aia doi care au venit după el au rămas uimiți. Tu erai. Și el a scos sacul, aduceți o masă, pus o masă, și-a turnat tot din sac, a zis, asta e tot ce mi-ați dat voi mie seara. Pentru că eu păream pentru voi un neînsemnat. Și voi cu un om neînsemnat v-ați purtat urât. Deci nu-i frumos așa. Frate și soră, tu ești de acord că când hrănești un neînsemnat, îl hrănești pe Iisus. Când îmbraci un neînsemnat, îl îmbraci pe Iisus. Amin? Amin. Un neînsemnat asta poate să mai fie, de exemplu, o soră nu putea predica, na, surorile în biserică să tacă, ok? Ascultă, nu, am zis asta așa printre, știi, nu că să tacă, iau, surorile cântă, spun poezii. Ia, sora nu putea să iasă în față să predice, într-adevăr, na, surorile nu-s preoți, că se iasă în față predicii, a bisericii. Dar sora ce făcea? Mergea prin toate familiile, spăla blidile, avea grijă de copii. Eu am auzit despre așa soră la noi în Moldova. Făcea mâncare pentru frați, avea grijă de predicat, nu putea. Dar numai asta făcea. Și la unii chiar tăia și lemne. Vă știți că asta a fost unica soră prin care s-a lărgit biserica? Ea era neînsemnată, ea nu predica la nimeni, ea doar tăia lemne, spăla blidi și avea grijă de copii. Fraților, predicatul ăsta nu e unica lucrare a Domnului. Sunt multe lucrări prin care tu poți, care Dumnezeu își scoate slava mai mult ca prin predicator. Și prin ea s-a mulțit biserica. Apoi un frate bătrân și-a propus așa, care toți îi spune, băi frate mai, tu ești bătrân, dar... Tu până îi explici, știți cu bătrânii, până îi explic un verset din Biblie, la fiecare cuvânt tușesc de 4 ori. Și Iisus a spus, și frații spun, auzi, tu ești bătrân, auzi, poate mai taci câteodată. Și el a zis, ok, dacă eu sunt așa de neînsemnat pentru voi, s-a pus pe un scaun la ușa bisericii și până a murit, nu m-au zâmbit. Toți care intrau, el zâmbea. Îți dai seama, fraților, dar știți că noi reacționăm când cineva zâmbește la noi. Tu poți fi cât de supărat și când cineva e în fața ta, tu deodată îți vine și tu. Chiar dacă ții nu ți-a zâmbit. Au făcut experiment. Un om s-a dus la o stație de autobuz unde toți se retrăiau acolo la lucru, întârziau toți. Și unul a început. Și a început toți să râde. Dar tare râdeau, nu mai puteau. Și la urmă el a întrebat, de ce râdeți? Nimeni nu știe. Ăsta s-a pus la ușă și zâmbea la toți. După ce fratele a murit, după ce a plecat la Domnul, întrebau oameni de biserică, ce te-a făcut să stai la biserică? Zice, în prima zi când am intrat, unul mi-a zâmbit, dar așa de tare mi-a zâmbit, zice, m-a prins pe toată viața să stau lângă Hristos. Mi-a zâmbit. Măi, nicăieri în Biblie nu scrie că unora le voi da darul zâmbirii.
Dar să știi că și-a zâmbit. Când te uiți la unii oameni și stau numai necriți, apoi tu înțelegi că și-a zâmbit, asta tot e un dar. E adevărat sau nu? Uitați-vă la mine și încercați să fiți triști. Zâmbești. Asta e o lucrare. Chiar dacă par neînsemnat. Așa e. Hai să deschidem. Hai să vedem cum Apostolul Pavel nu vorbește numai cu frații însemnați. El vorbește cu absolut cu toți, pentru că pentru toți în parte a murit Hristos. Romani, capitolul 16, de la versetul 1 la 16. Cine dintre voi vrea să fie un neînsemnat frate al lui Iisus? Ridicați mâna sus. Neînsemnat care să-L cunoască Iisus. Amin? Auzi, neînsemnat pentru oameni, dar Iisus te cunoaște. Romani 16, de la versetul 1, o să citim până la 16. Doar fii atent la verset. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconița bisericii din Chencre. Ne oprim aici, ne oprim acolo. Sora Fivi era însemnată soră. O cunoșteau toți în Chencre. Da. Și Apostolul Pavel zice, vă dau în grijă pe soră însemnată. Mai departe. Să o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, că și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeoseb mie. Mai departe. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. Stop! Erau însemnați? În fața oamenilor, Priscila și Acuila erau cunoscuți? Da. Apostolul Pavel zice de multe ori, Priscila și Acuila și-au pus viața în joc pentru mine. Aștia erau frați însemnați. Care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Îi cunoșteau pe Priscila și Acuila între neamuri. Pavel îi recunoaște și el ca și oameni însemnați. Da, e plăcut. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Stop, ne oprim aici. Și bisericii care se adună în casa lor. Vorbește acolo și despre oameni care poate că nu dai doi bani pe ei? Pavel îi recunoaște și pe ei, că și ei sunt importanți. Bisericii din casa lor, fraților, biserica din casa lor, poate că sunt oameni slabi, dar ei sunt importanți. Spuneți sănătate lui Epenet, prea iubitul meu care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Mai departe. Spune-i sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru voi. Era o soră însemnată, s-a ostenit. Spune-i sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Voi ați observat? Andronic și Iunia sunt cu vază. Ei sunt oameni, mă, îi cunoaștem. Iosif Țon. Oh! Înțelegi? Dar Pavel nu zice numai de Iosif Țon. Pavel zice de cei care sunt alături și îl iubesc pe Domnul. Spune, ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Smerenii la Pavel, da? Ei au venit înainte de mine. Spune-ți sănătate lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul. Spune-ți sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, prea iubitul meu. Stache îmi pare că era român. Parcă sună român. Spune-ți sănătate lui Apele, încercatul slujitor al lui Hristos. Ne oprim aici. Apele era un om care îl știau bisericii. Apele. Când te întâlneai cu fratele Apele, era tare. Dar Pavel nu numai despre Apele vorbește. Pavel vorbește și despre, spune sănătate celor din casa lui Aristobul, care poate că nimeni nu-i cunoaște numele lor, dar Dumnezeu le cunoaște. Spune sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spune sănătate celor din casa lui Narcis.
celor, fraților, Apostolul Pavel nu scapă pe nimeni din vedere. El spune sănătate și la ăștia care-s cunoscuți și la necunoscuți. Pentru că Pavel știe, pentru ăsta și pentru ăsta a murit Hristos. Fiecare om e important. Care sunt ai Domnului? Spune sănătate Trifenii și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spune sănătate Persidiei prea iubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Spune sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Uitați-vă, o femeie, mama lui Ruf avea darul de a fi mamă. Voi știți că nu toate femeile au darul de a fi mamă. Nu că nu au darul, poate sleneșe, poate... Asta era... Tu știi care e femeia care are darul de a fi mamă? Ea nu o să fie mamă numai la copiii ei. Mare lucru că ești mamă la copiii tăi. E că când tu poți fi mamă și la copiii străini, să iubești ca pe ei tăi și alți copii, să te simtă pe tine ca și cum ai fi și mama lor, e că asta e darul de mamă. Apostolul Pavel zice, mama lui Ruf s-a arătat și mama mea. Oh, ce frumos! Surorile, care vreți să aveți darul de mamă și pentru străini? Amin? Amin. Amin. Mergem mai departe. Spune sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma. Și aici dăm și de neînsemnați. Și fraților care sunt împreună cu ei. Pavel nu zice numai lor și atât. Pavel zice și fraților care nimeni nu știe. Și lor spune-le sănătate. Noi cu ei mergem în ceruri. Spune sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpa și tuturor sfinților care eu nu-i cunosc și nu i-am văzut niciodată, care poate n-au făcut nicio lucrare frumoasă să o vadă toți. Poate ei taie lemne nascuns și prin asta laudă pe Domnul, care nimeni nu i-a văzut niciodată. Și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Vreau să vă întoarceți unul la altul și spuneți-vă unul la altul pur și simplu sănătate. Auzi, uite unul la altul. Măi, dar hai încă o dată, uite, spune la 2-3 alături, sănătate. Ramona, sănătate. Sănătate, fii sănătoasă. Fii sănătoasă. Auzi, știi de ce e important să ne spunem unul la altul și sănătate? E important să-l îmbrățișezi nu numai pe fratele tău, dar să îmbrățișezi pe absolut orice neînsemnat și să-i spui sănătate. Pentru că toți sfinții, pentru ei a murit Hristos, pentru că și ei sunt importanți, chiar dacă sunt neînsemnați în ochii lui Hristos. Amin? Zaharia, ultimul verset. Zaharia, capitolul 7, versetul 8 la 10. Capitolul 7, de la versetul 8 la 10. Cine dintre voi vrea să simtă un pic proroc? Știți că prorocii vorbeau așa și vorbesc. Așa vorbește Domnul. Hai un pic să repetăm cuvintele lui Zaharia. Citim tare, 2-3. Cuvântul Domnului... Nu, tare, strig tare, 2-3. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Mai tare! Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac. Și stop. Acum tare, citim, 2-3. Și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Amin? Acum vreau să invit aici în față pe fratele Romică și pe fratele Florin Coromelci. Frate Romică, te rog, invit doi frați minunați, numai să vedeți voi, uitați-vă. Dar i-am ales exact. Ascultă-te.
uite aici, spune așa. Și pe Aristobul, și pe Nereu, pe oricare, poate fi el cât din însemnat. Acum de romic nu pot zic din însemnat nimic, că el de departe, poate să-l vezi că e însemnat. Dar eu ce? Tu tot. Uite acolo ce zici. Spune, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Cât de neînsemnat n-ar fi, pentru el a murit Hristos. Amin. Sau însemnat cât de mare n-ar fi, pentru el a murit Hristos. Amin. Amin? Vreau să-mi fac o poză pentru calendar. Fraților, n-are importanță cum fratele tău, cât de slab, cât de înțelept. Niciunul, repetăm toți odată, două, trei, niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Amin. Amin? Amin. Luați loc. Niciunul să nu gândească rău împotriva fratelui său. Și ultimul exemplu care vreau să-l dau, știți voi, în acvarium, care pește sunt cei mai interesanți? Cine din voi spune? Care pește sunt cei mai arătoși? Ăia colorați, care înnoată frumos, cu roșu, când te uiți la o coadă stufoasă, când vin oaspeți la tine, la Ilie, da? La Ilie Budac, când vin oaspeți, uite la acuarium, ce frumos pește. E drept că ei se mai mănâncă unul pe altul, da? Zici, ce frumos pește, toți. Măi, și Ilie odată îmi spune, uite aici este un rechin, măi, și când a ieșit un rechin mic de acolo, din acuarium, când înnota, se vede că e un pește însemnat. Știi, ieșea pe acolo alții frumoși, cu roșu, cu galben. Și când colo, mă uit, niște pietre acolo, nici nu se vedea că e pește. Era un pește negru, stătea într-un colț, pe sticlă, și mânca ceva. Dar el ce făcea, mai? Negru, urât peștele ăla. El curăța acuariumul. Ăștia însemnați dau din coada lor stufoasă, cu roșu, cu galben. Dar ăla neînsemnat, el ca atare, e cel mai important acolo în acuarium. El curăță sticla. Vreau să-ți spun un lucru. Voi știți că Biserica lui Hristos nu se ține numai pe predicatori. Ea se ține pe peștii care curăță acuariumul.